Elena Marin se confruntă cu grave probleme de sănătate. Există probabilitatea să mă operez. Viața ei a luat o întorsătură drastică după Survivor România 2021. Fosta faimoasă de la Survivor România 2021, Elena Marin, trece printr-o perioadă dificilă. Elena Marin a fost una dintre cele mai votate și apreciate concurente de la Survivor România 2021. Fosta faimoasă a celui mai iubit show din întreaga țară a trecut prin multe greutăți de-a lungul parcursului ei în competiția, care i-a schimbat viața. De la momentele frumoase până la problemele de sănătate, care i-au afectat până și aspectul fizic al faimoasei. Cunoscuta dansatoare s-a confruntat cu probleme hormonale pe durata emisiunii Survivor România 2021. Se pare că nici nu după ce a părăsit emisiunea, Elena nu și-a revenit, căci a anunțat că se confruntă cu probleme ceva mai grave decât și-ar fi imaginat. Știu că am fost absentă în ultimul timp, din mediul online. Mi-a trimis foarte multe mesaje, în care m-a rugat să pun story-uri, să postez, să vă spun mai multe detalii despre mine. Din păcate, problemele de sănătate pe care le am sunt ceva mai grave. Exista probabilitatea să mă operez, încă nu voi da mai multe detalii din casa pentru că nu am luat o hotărâre. O să vă spun la momentul potrivit despre ce este vorba, dar până atunci voiam să vă mulțumesc. Citesc zilnic mesajele de la voi și nu aveți idee cât de mult însemna. Vă mulțumesc, vă iubesc și mă înclin în fața voastră, a spus Elena Marin, pe contul ei de Instagram. Ce spunea logodnicul Elenei Marin despre problemele hormonale cu care aceasta se confrunta la Survivor? Condițiile grele de la Survivor și-au pus amprenta pe Elena, pentru că faimoasa se confrunta cu diverse probleme, care afectau sănătatea, din punct de vedere hormonal. Andrei, logodnicul faimoasei, s-a simțit îngrijorat pentru iubita lui, câtă vreme faimoasa era la Survivor. Acesta a povestit pentru Fanatic Ro despre problemele cu care se confrunta Elena. Sunt chiar îngrijorat că încă nu au trecut problemele hormonale pe care le-a avut și retenția de apă pe care o are nu s-a rezolvat. E normal să fiu îngrijorat, este vorba de sănătatea ei, mi-e teamă să nu pățească ceva. A rezistat enorm, se fac 6 luni de când este plecată din România pentru Survivor. Nu cred că cineva și-a închipuit că va rezista atât, în ciuda problemelor pe care le are. Cu atât mai mult cu cât competiția este mult mai dificilă pentru o fată, așa cum au recunoscut toți. Aș vrea doar să știu că este bine, nu vreau să se întoarcă înainte de vreme, spunea Andrei.